Dragoș Peche este unul dintre cei mai valoroși judoka din tânăra generație, având un palmares impresionant de medalii cucerite. Ultima competiție bifată de elevul lui Ilie Torcica a fost în Elveția, unde a obținut o victorie importantă pentru România, medalia de aur la Cupa Europei. Rezultatul a fost o surpriză frumoasă pentru antrenorul său, care se declară mulțumit de succesul băieților săi. A reprezentat și România și a fost deplasarea făcută cu lotul național al României, unde am rămas impresionat de rezultatul pe care l-a obținut. Peche Dragoș, categoria 73 de kilograme, under 18, sportivul clubului sportiv Târgoviște, a obținut medalia de aur. Un rezultat extraordinar pe care, nu, sincer vă spun, nu mă așteptam. Pentru acest merit deosebit pe care l-a acest sportiv și care este și în lotul coptat în lotul național, am un respect pentru ceea ce a făcut, pentru România, implicit pentru CS Târgoviște. Sâmbătă 8 iunie, Direcția Județeană de Sport și Tineret Dâmbovița, împreună cu Clubul Sportiv Târgoviște și în colaborare cu Federația Română de Judo, invită la Târgoviște toată judoca din Muntenia pentru a participa la o competiție importantă Under 11 și Under 13, care are ca scop principal selectarea jucătorilor pentru campionatele naționale de la Techirghiorgh, care vor avea loc săptămâna viitoare. Să invităm publicul din Târgoviște să participe la această competiție a judoului, Under 11, Under 13, și acolo va fi și Peche Dragoș și împreună cu Vali Negoescu, unde va fi și cu medalia și cu celelalte rezultate frumoase obținute în Elveția, și o să participe toată zona Munteniei, undeva la 20 și ceva de echipe, unde eu, deci Clubul Sportiv Târgoviște și CSS Târgoviște va fi prezentă cu un număr de cel puțin 25 de sportivi. Vă spun de pe acum că sportivii pe care îi pregătim noi la CSS Târgoviște, inclusiv CSS Târgoviște, vor ocupa locul 1 și 2, 3 pe podium. Ne vom avea noi sportivi la categoriile pe care avem sportivi foarte, foarte buni, da? Sigur, acolo vom obține și rezultatele pe care ne le scontăm. Asta e o calificare pentru campionatele naționale care vor avea loc peste o săptămână la Techirghiorgh, unde acolo se vor obține rezultatele, adică medaliile pentru campionatul național și implicit campionii și vicecampionii României.